La aproximativ 3 ore de mers cu mașina de capitala Coreei de Nord, Pyongyang, se află una dintre cele mai izolate stațiuni de schi din lume, Masikryong. Aceasta este dotată cu 11 pârtii de schi, 4 sisteme de teleschi, plus un magazin pentru închiriat echipament. Hotelul luxos cu același nume are 120 de camere, un patinoar interior, piscină, saună, bar și o sală de karaoke. Snowmobilele de acolo au fost importate din China și telescaunele din Austria, după ce o companie elvețiană a refuzat să le furnizeze, gest pe care liderul Coreei de Nord l-a numit un abuz grav al drepturilor omului. Stațiunea are recenzii bune pe site-ul TripAdvisor, obținând 4,5 stele din 5 din partea turiștilor mulțumiți. Totuși, majoritatea vizitatorilor săi vin din interiorul Coreei de Nord. În timp ce țara este prezentată aproape exclusiv ca o relicvă înfometată și săracă a trecutului, rapoarte recente oferite de dezertori au început să pună un ton de culoare în peisajul sumbru. În realitate, cafenelele din Pyongyang nu sunt pline de clienți care citesc din tablete și tineri care vorbesc la telefon sau conduc mașini. Cheia care ne-ar ajuta să înțelegem cine conduce cu adevărat țara, dacă va avea sau nu loc o revoluție și cum arată viața de zi cu zi, este să aflăm cum Coreea de Nord, atât statul cât și cetățenii, produc bani. Cu tunsori penibile, refuzul Elveției și clădiri goale, Coreea de Nord și liderii săi sunt cunoscuți mai ales pentru faptul că doresc să distrugă rasa umană într-o explozie nucleară uriașă. Atunci când Kim Jong-un vede că cetățenii sunt înfometați sau unul dintre iahturi are nevoie de reparații, el transformă țara în acel copil răsfățat care nu tace până când nu primește ce vrea. Inevitabil, Statele Unite nu vede nicio altă soluție decât să răspundă, fiind de acord să scadă sancțiunile internaționale și să ofere ajutor alimentar în schimbul normalității. Acum, cu gurile hrănite, Kim și compatrioții săi se vor transforma brusc din dictatori cruzi în diplomați cu capul pe umeri, drepți și cu un stil excentric. Apoi, cu 6-12 luni mai târziu, cu toții vom avea sentimentul de déjà vu. Dar, în timp ce obsesia aparentă a lui Kim pentru jucăriile nucleare atrage aproape toată atenția mass mediei, în realitate este doar una dintre numeroasele strategii pe care le are cel mai secretos regim al lumii pentru a-și îndeplini obiectivul principal, să rămână în viață. Provocarea fundamentală a Coreei de Nord este că nu poate renunța cu adevărat pentru totdeauna la capacitățile sale nucleare fără să devină în cel mai bun caz irelevantă. În același timp, nu poate prospera cu adevărat din cauza sancțiunilor internaționale pe care le primește anual atunci când amenință că va lansa focoasele nucleare asupra Americii și aliaților săi. Prin urmare, toate cele 3 generații de lideri ai statului au fost forțate să stăpânească arta negocierilor și să extragă suficient ajutor cât să rămână pe linia de plutire, însă fără să renunțe niciodată la singura sursă de influență pe care o are, bombele nucleare. Înainte să înființeze Republica Populară Democrată Coreeană, Kim Il-sung a fost un lider unic. Luptând alături de comuniștii chinezi și mai târziu în armata sovietică, primul Kim a fost bine pregătit din punct de vedere militar, dar îi lipseau cele mai de bază aptitudini considerate necesare pentru a controla o republică comunistă. Educația sa precară și înțelegerea teoriei marxismului nu erau suficiente. În ciuda acestor lucruri, el a fost ales să conducă noul stat, dar cu multă supraveghere. Consilierii sovietici au elaborat Constituția Coreei de Nord și au aprobat toate discursurile principale, făcându-l să pară statul marionetă aproape perfect sau, în termeni mai blânzi, un satelit al regimului sovietic. Până la sfârșitul războiului corean, Kim Il-sung a devenit un erou și simbol național, laude care au alimentat ambiții mai mari. Devotamentul său pentru socialism s-a transformat mai târziu într-un puternic simț al naționalismului, o dorință de a fi mai mult decât o marionetă a Moscovei sau a Beijingului. Mulți ofițeri sovietici au fost înlăturați din pozițiile guvernamentale și pentru câteva decenii, Coreea de Nord s-a poziționat intenționat între Uniunea Sovietică și China, realizând că le-ar putea întoarce una împotriva celeilalte. Orice oferea sau promitea Moscova, Beijing se asigura că o oferă pe măsură și viceversa.
Ambele țări știau că erau jucate pe degete, dar preferau acest scenariu decât alternativa mult mai rea, să cedeze influența altor națiuni. Însă această dinamică a sprijinului reticent a continuat mai mult sau mai puțin până în prezent. Ideologiile acceptate în general ca fiind adevărate de către public portretizează China ca fiind singurul aliat al Coreei de Nord. Realitatea este că Coreea de Nord nu a mai fost un stat marionetă de multe decenii și relația sa cu China este bazată pe oportunități și nu pe o bună prietenie. Interesul strategic al Chinei se suprapune cu supraviețuirea Coreei de Nord, nefiind legat de succesul sau prosperitatea statului. Ceea ce vrea Beijingul cu adevărat este nimic mai mult decât stabilitate. De departe, cel mai rău scenariu pentru China este dizolvarea Coreei de Nord din cauza faptului că până la 25 de milioane de refugiați cu o cultură total diferită și neinstruiți vor inunda partea de nord-est, una dintre cele mai slabe regiuni din punct de vedere economic a țării. Va fi chiar mai rău din cauza trupelor americane care vor avansa mai mult la granițele Chinei. Cu alte cuvinte, în prezent, Coreea de Nord are rolul de amortizor al trupelor americane staționate în Coreea de Sud. Atât timp cât Nordul nu forțează tensiunile internaționale prea mult, China este fericită să mențină același nivel de relații ca și până acum. Ar fi ideal dacă Kim Jong-un va instaura o reformă economică relevantă, mai puțin bazată pe amenințările nucleare care ar asigura supraviețuirea țării în prezent, ceea ce de asemenea poate justifica o retragere a trupelor americane de la granița sudică. Realistic vorbind, China este conștientă că influența sa este limitată. China este de departe cel mai important partener comercial al Coreei de Nord, dar este totodată ușor să supraestimezi influența pe care o are comerțul cu o țară a cărei propagandă poate compensa orice provocare internă cu care se confruntă. Pe scurt, Beijing ar putea distruge Coreea de Nord atât din punct de vedere militar cât și economic. Suntem aproape siguri că, de asemenea, are un plan de schimbare al regimului actual dacă va considera acest lucru necesar. Ceea ce lipsește însă este capacitatea de a influența liderii Coreei de Nord și din cauza faptului că statul chinez urmărește în primul rând stabilitatea socială, nu are niciun motiv, cel puțin în prezent, să stârnească o luptă pentru schimbarea regimului, ceea ce îi limitează și mai mult influența. Deci, în timp ce există o dinamică clară a puterii celor două națiuni, este puțin probabil ca una dintre ele să facă ceva prea dinamic. Atunci când Kim s-a întâlnit cu Xi Jinping în 2018, liderul corean a fost văzut notându-și cu atenție cuvintele președintelui chinez în timpul discursului. Totodată, pentru prima dată în istorie, China a condamnat testele nucleare efectuate de Coreea de Nord și a votat în favoarea sancțiunilor impuse de ONU. Cu toate acestea, Xi Jinping a făcut o vizită recentă la Pyongyang, fiind primul lider al Chinei care face acest gest în ultimii 14 ani. La rândul său, Coreea de Nord înțelege necesitatea de a nu tensiona relația cu cel mai apropiat prieten pe care îl are, act ce a dus în trecut la pierderea unui aliat de nădejde, Uniunea Sovietică. După colapsul URSS din 1991, Coreea de Nord a suferit o foamete devastatoare, unde în cele din urmă au murit între 240.000 și 3 milioane de oameni. Înainte de asta, mâncarea era distribuită prin intermediul sistemului de distribuție publică, care presupunea colectarea recoltei cetățenilor țării de către guvern, care la rândul său aloca alimente cu rația în rândul populației. Acest model de hrănire a fost eficient în anii 50, 60 și 70, depășind orașele din China de la granița nordică. Totuși, în anii 80-90, sistemul s-a prăbușit violent. Cele 450 de grame de alimente distribuite zilnic pentru fiecare cetățean în 1994 au devenit 128 de grame până în 1997. Curând, doar 6% din populație a mai primit orice fel de rație de mâncare din partea guvernului care a promis că o va hrăni. Acesta a fost probabil cel mai crucial punct din istoria națiunii alături de decesul primilor doi lideri. De atunci, sistemul de distribuție publică nu a fost refăcut niciodată pe deplin, lăsând majoritatea celor 25 de milioane de oameni să se descurce singuri. Oficial, capitalismul nu există aici, dreptul la proprietate privată și comerțul sunt ilegale,
însă în practică poate fi văzut pretutindeni, de la cei care se confruntă cu sărăcia extremă până la cei de rang înalt ai regimului totalitarist. Aproape toată lumea este angajată la stat și totuși un sondaj făcut în 2010 arată că 62% dintre fugari au lucrat în mod neoficial pe piața neagră. Cele mai multe dintre femeile măritate sunt casnice cu normă întreagă în loc să muncească pentru stat sau cel puțin statul le-ar putea oferi libertatea de a-și înființa o întreprindere privată. În toată țara, femeile pot fi văzute în piețele de pe marginea șoselelor, ocupându-se de vânzarea alimentelor sau bunurilor făcute în casă sau importate, cum ar fi țigări rusești și bere chinezească. În mod ironic, datorită acestui lucru, drepturile femeilor sunt surprinzător de puternice în Coreea de Nord și de multe ori tind să câștige mai bine decât concubinii lor. După cum era de așteptat, guvernul este conștient de această activitate ilegală și ar putea în teorie să o elimine în întregime. Dar din pricina faptului că nu s-a recuperat niciodată din foametea care durează de 3 decenii, majoritatea populației este nevoită să depindă de piețele private pentru a supraviețui după o zi pe alta. În plus, majoritatea comerțului se desfășoară doar din motive materiale și nu politice. Cei săraci își doresc pur și simplu să supraviețuiască, iar cei bogați caută o viață din ce în ce mai luxoasă, nu în sfârșit al regimului totalitarist. Statul gestionează în mod simultan piețele prin aplicarea arbitrară a legilor, însă totodată le încurajează. De exemplu, legea promulgată pe 3 august permite unora ca prin plata unei taxe să fie scutiți de sarcinile oficiale, adică în principal profită de această situație creată în loc să o stopeze. Totuși există niște limite. Bancnotele din Coreea de Nord au fost schimbate în 2009, însă cu o limită de 1000 de won pe persoană, distrugând astfel economiile multor familii, act care a fost foarte aproape să degenereze într-un protest total. Însă acest lucru i-a învățat pe cetățenii Coreei de Nord să nu aibă încredere în propria valută și, prin urmare, majoritatea tranzacțiilor neoficiale implică valuta străină, de cele mai multe ori yuanul chinezesc. Totuși, departamentele și comisiile guvernamentale recurg la capitalism, la fel cum o fac și persoanele fizice. De zeci de ani, multe birouri de stat au primit resurse limitate sau deloc, forțându-le să-și genereze propriul venit. Prin urmare, oricine are autoritate este probabil să-și folosească influența pentru a începe o afacere, câteodată folosindu-se de personalul militar național ca muncitori. Cei care mituiesc persoanele potrivite și fac ce trebuie în jocul sociopolitic pot deveni fabulos de bogați, chiar și după standardele internaționale. Aceste familii bogate conduc mașini de lux, dețin telefoane mobile și mănâncă preparate occidentale în Pyongyang, capitala pe care unii o numesc în spirit de glumă Dubaiul Coreei de Nord. În acest fel, pe lângă multe altele, Coreea de Nord reprezintă două țări diferite și anume, Coreea de Nord văzută de lumea din afară și cea trăită de vasta majoritate a populației sale. Coreea de Nord a clădirilor înalte și luminilor strălucitoare pe care o vedeți în tururi și imagini și cea care, la doar câteva minute distanță, este formată din câmpuri întinse unde electricitatea pâlpâie din când în când. Faimosul monument al socialismului și magazinele private care vând haine occidentale sunt doar la câteva străzi distanță. Toate aceste aspecte formează în cele din urmă un aliat de neclintit la suprafață care în realitate este, în cel mai bun caz, ambivalent și nu într-un mod pozitiv. Pentru moment, sistemul funcționează, însă inevitabil în viitor, la fel ca mașinile din epoca sovietică care operează în fabricile sale, Coreea de Nord va înceta pur și simplu să funcționeze. Totuși, este remarcabil cât de mult a funcționat acest sistem politic. Dar, deocamdată, această mașinărie șubredă care mai are nevoie de reparații din când în când numită Coreea de Nord, continuă să opereze pentru liderii săi. Cu toate ciudățeniile sale, motivul supraviețuirii geniului Coreei de Nord este încrederea în sine. Pur și simplu, pentru o națiune mică, știe să se descurce într-o lume foarte mare. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!